Ce vom face astăzi? Astăzi vom selecta dintr-o crenguță de vișin mugure pentru a-l altoi în mugure dormind, este vorba. Sau așa este oficial spus. Tăiem cam 10 mm sub mugure și 10 mm deasupra mugului începem să tăiem oblic spre partea de jos unde am tăiat. Deci s-a tăiat din partea lemnoasă și acum noi trebuie să scoatem partea lemnoasă și să rămână doar coaja și mugurele, fără să atingem acea coajă. O să țin din partea opusă a cuțitului cu degetul coaja și să trag partea lemnoasă de aici. Deci se vede. Am scos partea lemnoasă și acum mergem să îl punem la un copac. Știți că în primăvară am adunat niște copăcei, i-am pus să crească aici pentru a fi altoiți. A venit timpul când trebuie să fie altoiți o parte din ei, unul sau doi. Celălalt se-aș vrea în primăvară. Ce trebuie făcut? Următorul pas. Trebuie să facem o tăietură în T. O linie dreaptă, crestat până la lemn, după care de la tăietură coborâm jos. Știm că avem 20 de mm de la crenguța respectivă și acum încercăm ușor să desfacem coaja până la lemn. Eu nu am sculele adecvate unui profesionist. Cuțitul care îl am este foarte bun, mă refer că taie foarte bine. Nu are metal ca în porii metalului să intre, știu eu, mizerie. E foarte bun cuțitul. Așa, deci am tăiat și băgăm mugurile care nu l-am atins aici. A rămas cam 2 mm deasupra pe care îi tăiem. După ce am tăiat, am niște bandă care se folosește la altă ceva, la țevele de gaz. Această bandă se întinde și izolează foarte bine. Deci încep de jos în sus cu mult sub tăietură, pentru că aici la noi plouă des și vrem ca să fie izolat foarte bine, să nu intre apa de ploaie în orificiu care l-am făcut noi, deoarece apa de ploaie, mai ales de aici, nu este așa bună. Dar oricum, nu trebuie să pătrundă aer, nu trebuie să pătrundă apă. Lăsăm să se vadă foarte puțin ochiul. Și partea de sus trebuie strâns suficient de bine să nu pătrundă apa și aerul. Și acum, după cum se vede, a rămas ochiul să se vadă un pic. Am ajuns în partea de jos. Tăiem banda.
ea nu se lipește, așa că folosim o altă bandă izolatoare, asta lipește foarte bine. Punem aproximativ aceeași culoare, fiindcă avem de unde. Să nu se desfacă, să rămână intactă de desubt acolo, să avem garanția că nu va pătrunde nici apa, nici aerul. Și cu siguranță în primăvară vom vedea rezultatele. Pentru asta o să trebuiască să dați subscribe, știu eu, comenturi, notificări. Acum, frunza aceasta trebuie tăiată și lăsat doar la fel, 10-12 mm, din cauza că frunza consumă energia de la mugure. Nu vrem asta, vrem ca mugurile să fie prioritar. Deci, cam așa stau treburile. Vă doresc un weekend plăcut și să vedem împreună rezultate. Vă salut cu drag!